Continuăm discuția cu Dragoș Dogaru despre designul de obiect și aș vrea să te întreb relativ la faptul că mi-ai spus că sunt multe ateliere, mulți designeri de obiecte. Există și o tradiție în România, așa cum ai spus, de producători de mobilă și nu numai. De ce la nivel de, nu spun aici, legat de faptul că ne-am și cunoscut practic la ambiente, Da. la târgul de la ambiente. Și ai văzut acolo că erau o grămadă, în special de tineri, designeri de obiect care expuneau. Deci crezi că România nu există pe zona asta? N-am văzut niciodată vreun designer de obiect, tineri sau, mă rog, sau. România nu există. Răspunsul diplomatic sau răspunsul direct și pe bune? Cum vrei tu? Hai Alege. să zicem drept. Da, sigur, e cel Mecenă, mai corect. investitor, colaborare. Designerul de obiect în România, părerea mea, este doar un artist. Artistul ce face? Lucruri pe care și le dorește el pentru a-și exprima eul artistic. Nu e neapărat necesar ca un artist să producă pentru o piață în funcțiune. Îți Funcțională. dau perfectă dreptate și am înțeles ce vrei să spui, dar pe de altă parte vezi că statutul și stilul artistului s-a schimbat în ultimul timp, cred că în ultimul secol poate. Adică artistul a devenit și un vânzător până la urmă, că trebuie să-și vândă, adică. Eu sunt multidisciplinar. Mi-am asumat multidisciplinaritatea și inițial, acum câțiva ani, poate mulți o puteau lua în derâdere. Am încercat să îmi dezvolt multidisciplinaritatea, pentru că sunt inginer la bază și am lucrat ca grafician. Am ajuns să fiu designer de obiect și după aceea să fac proiecte culturale. E un parcurs, și prin publicitate, art director, e un parcurs care pentru mulți ar fi ce naiba face asta, la ce se pricepe. Nu mă pricep la toate, mă pricep la ceea ce îmi propun să fac. Da, Ca. iarăși fac o Da. mică paranteză. Știi că americanii spun că după cam 7 ani ar fi un ciclu, după 7 ani ar fi 10.000 de ore. bine să schimbi complet. Apropo de faptul că ai zis că ești inginer, eu sunt economist, am făcut ASEO, am făcut cibernetică. Și uite că sunt jurnalist. Și povestiți frumos. Ce pot să zic? Când v-ați întrebat de ce nu vedem designer români afară, răspunsul foarte simplu este colaborare. Producătorii ar trebui să caute designerii, să implice și să dezvolte colecții locale, serii mici, seriile mici, microcolecțiile, designul personalizat, acesta este viitorul, cum am vorbit și în partea anterioară. Piața europeană, germană, americană deja s-a conectat la trend. Încercăm să localizăm producția. După această pandemie am văzut clar că lanțurile de aprovizionare lungi, China, sunt rupte, sunt distruse, inclusiv lanțurile între vestul Europei și estul Europei. Noi suntem într-un proces de creștere a tuturor produselor din România, pentru că importăm foarte mult. Soluția este să producem local. Ce? Produse, lucruri, consum, orice, pentru a putea să ne și prezentăm în afara țării cu colecții de mobilier, textile, mâncare, produse local, marketate local, cu o piață locală. Și aici este și o parte de educație pe care o faceți dumneavoastră. Asta vreau să spun, partea de educație, adică, după părerea mea, și sunt de acord cu tine, sunt designeri în România, mulți sunt talentați, mulți sunt tineri, dar n-au partea asta, adică nu și-au însușit partea asta de educație, de promovare. Cum să aibă legătura cu Occidentul? Că tu ai spus că s-au rupt niște legături. Dar uite, sunt foarte multe țări. Hai să zic, Estonia, Lituania, care erau acolo, nu mi s-au părut, cum să spun, niște lucruri
speciale. Nu vorbesc de polonezi care sunt, da, sloveni, slovaci care sunt foarte prezenți. Polonia este un exemplu foarte bun. Dacă veți vizita Varșovia, urmăresc un jurnalist care a scris 10 de cărți despre Varșovia, veți vedea clădiri moderniste, Bauhaus, ceea ce clamăm noi că avem, dar nu avem. Veți vedea un modernist Bauhaus peste tot în Varșovia. Nu veți vedea niciun aer condiționat, o bucată de aer condiționat pe fațadă, nu veți vedea. Și la o întrebare simplă, adresată acestui jurnalist, de ce nu vedem? De ce vedem un design urban frumos la ei? Mi-a răspuns că și noi acum câteva decade ne distrugeam patrimoniul modernist. Dar ne-am oprit și am început să punem în valoare. Și la ei, aerele condiționate există, dar sunt puse pe clădiri sau ascunse. Nu se văd, dar există. Sau folosesc alte tehnologii mai... Ideea e că se supun unor reglementări. Și pe de altă parte, designul francez, de exemplu, e un brand Zieta, care a inovat în materie de design de produs, făcând mobilă metalică din tablă gonflată. Pur și simplu au o bucată de tablă pe care o umflă cu aer și fac ce? Oglinzi, scaune, taburete. Da. Foarte ciudate. Cu am mai văzut, scuză-mă, da, fac o mică paranteză, da, un mobilier foarte interesant la ambiente când au venit, da, Brazilia, da, da. Ei au niște designeri de obiect și pe parte de mobilier foarte interesanți. Și au expus, era o doamnă acolo care a expus mobilier numai metalic, dar foarte sofisticat. Cultura designului de produs în vestul Europei, dar și în Brazilia. În Brazilia, de exemplu, primul lucru care vine să mă gândesc, la Atos Bulsau. Atos Bulsau, care este un idol pentru mine, pot să spun asta. Atos Bulsau, în Brasilia, în capitala Braziliei, o minunăție a modernismului și când a fost construită, Atos Bulsau a făcut majoritatea mozaicurilor de la majoritatea clădirilor. Ce mozaicuri? Tot felul de geometrii. Geometrii explodate, geometrii pattern-uri cu dungi, cu linii, cu arce de semicerc. Și dacă voi merge, chiar mi-aș dori să merg în Brasilia, să văd aceste lucrări. Sunt puse în valoare, sunt apreciate. Și la nivel de mobilier, e o cultură a designului de inspirație. Și designer celebri, Campana, avocații. Exact, exact. Și atunci, noi la ce putem să ne reconectăm sunt două filoane. Putem să ne reconectăm la filonul 3. La filonul tradiționalist, pasinist, al designului tradițional românesc, folclor. Aici iarăși vreau să te întreb, mai ales că avem nu numai tradiție, da, dar avem meșteri. Încă mai avem. La roata asta cu ceramică, roata olarului, mă gândesc la sculpturile de lemn, Maramureș, de, da, Maramureș, multe, foarte multe. E, aici, da, aici este nevoie să nu fim paseiști și să reinterpretăm. Chiar am încercat un experiment, la un moment dat am făcut pulovere, modele de pulovere picotate cu modele tradiționale românești. Asta e un filon. Alt filon ar fi cel interbelic, modernismul Art Deco. Modernism și Art Deco. Noi am, în perioada interbelică în București, la fel de bine cum eu am luat câteva pattern-uri și le-am interpretat în modele Art Deco, la fel de bine se pot lua forme, obiecte, clădiri, motive, foarte mult este, s-au scris cărți, am coordonat 3 cărți pe subiectul ăsta, se mai pot face 10, se pot face doctorate, se pot face studii istorice, se poate integra în patrimoniul UNESCO acest patrimoniu.
Dar pe da. Partea asta de educație, că până la urmă ajungem aici la educație și la cultură. Ce vă spuneam, că dumneavoastră faceți educație în punctul acesta. Noi vorbim despre surse de inspirație, cum am spus, istorică, paseistă, dar tradiționalistă, un filon foarte important, model Art Deco-ul, care noi l-am reinterpretat în România într-un mod. Am fost în Bruxelles, m-am plimbat pe străzile din Bruxelles, din suburbii, 16 km. N-am văzut Art Nouveau, am văzut Art Deco. Art Deco, și... lumea știe de Bruxelles ca Art Nouveau. Nu. Bruxelles în suburbii este Art Deco. Numai că să știți, Art Deco, din punctul meu de vedere, al unui grafician, designer, cum vreți să, nu sunt un istoric al artei, este mult mai divers la noi. Este mult mai... sursele de inspirație pe care le-am îmbinat aici. Avem inclusiv tradițional românesc îmbinat în Art Deco. Avem un bloc modernist, nu mai știu exact acum arhitectul, dar are o un basorelief de Milița Petrașcu la intrare, cu fus, cu niște doamne în stil Art Deco care torc lână. Și te gândești, aceste lucruri le putem reinterpreta, le putem aduce în prezent. Problema la care nu am soluție este acei mecena, acei investitori. Eu fac design și partea de educație. Și educația cu valătorul. Sunt în paralel. De exemplu, se poate investi în educație. Dumneavoastră investiți și timpul dumneavoastră și efortul dumneavoastră făcând educație, cu aceste interviuri, cu aceste platforme, cu aceste articole despre patrimoniul arhitectural al Bucureștiului. Cum faceți în România Liberă? Faceți acum pe platforma noastră. Eu, pe partea mea, iau lucrările de design, le reinterpretez, le aduc în prezent. Am fost la Paris, am fost singurul designer. Dar știu unde mi se pare mie marea problemă? La nivel de universitate, de... Aici este... Mi se pare că a scăzut nivelul, adică nu te supăra. Eu mi-aduc aminte, intram la arhitectură acum 50 de ani, mi se părea arhitectura ceva extraordinar, acum intri într-o hrubă. Deci, nu că, cum să spun eu, o involuție, nu că, cum adică, facultatea de arhitectură nu poate să-și pună un sistem de iluminat, nu poate să, cum să spun, intri acolo, e întuneric, e, cum să spun... Poate ar trebui să întrebăm. De ce facultatea de arhitectură are imobilul neîngrijit? Total. Și atunci, și nereactualizat. Dacă ne gândim că, chiar, cum a spus, iau prea bine noastră. Dacă chiar facultatea de arhitectură, care modelează București, nu și întreține imobilul, de ce și-ar întreține cineva de pe... Aici este pe Cuza Vodă undeva. Păi, vedeți? Nu e un model de aici, de aici pornim. Putem face fiecare din puținul nostru. Eu m-am ocupat de Art Deco, care nu să vă ocupați de multe subiecte ale Bucureștiului istoric și bozar și așa. Și încet, încet, poate începem să redescoperim că avem o istorie diversă, ca zic așa, un corn al abundenței, din care putem să ne inspirăm. Să nu fie prea încet, asta e problema. Da, procesul acesta va... Sigur că e de durată, da. Întrebarea e unde ne oprim în această involuție, că nu este... Asta e problema, am ajuns chiar la capătul de jos al... Clădirile, patrimoniul trebuie pus în valoare, surse de inspirație trebuie pus în valoare și ce este necesar ca să fim și noi prezenți, la asta am pornit, la ambiente, aș vrea să văd și eu trei producători care mă invită să-i ajut. Pentru că nu eu designerul trebuie să vin la producător, ba la ușă, bună ziua, hai să facem lucruri împreună. Ei trebuie să caute pe mine și pe alți zeci de designeri și să facă lucruri, să fie prezenți la nivel internațional, ca în momentul în care LONU va pleca complet din România, ei să fie deja pregătiți pe viitor pentru designul autentic românesc. Frumos spus. Mai vreau să spun o întrebare acum, mai înspre, să zic, domeniul tău de activitate. E foarte, sunt două, după părerea mea, două direcții interesante. Una ecologică și anume micșorarea dimensiunilor obiectelor
ca să folosească mai puțin materiale. Și serilor, bineînțeles, astea, adică să caută mai mult lucruri personalizate, chiar unicat fiecare vrea să aibă ceva special. Da. Și al doilea ar fi partea asta de, cum să spun, tendință spre natural, de care frumos vorbea cunoștința noastră comună, Hanser Mayer, la ambiente, da. Și anume perfecțiunea imperfecțiunii sau imperfecțiunea perfecțiunii. Pollock. Exact. Pollock. Da. Cum integrezi chestiile astea sau cum? Ecologia, serile mici cu... Păi, ok. Nu vreau să fiu orgolios. E foarte simplu. Cum am spus, noi trebuie să producem mai puțin. Personalizat. Clientul să devină comanditar. În perioada interbelică, imobilele care au mai rămas în picioare, Art Deco, erau realizate de comanditari. Erau realizate de comanditari cu sprijinul arhitectului. Comanditarul își comanda o casă deosebită, un bloc, un blockhouse deosebit. Alegea din cataloage de feronerie, de exemplu era un feronier francez care se mutase în București și făcea feronerii pentru piața locală. Jaluzelele care se puneau la geamuri erau făcute la Viena. Materialele care se foloseau erau de cea mai bună calitate. Nu se folosea polistiren. Ca să punem în trecut, în anii 30, nu se folosea trestie și să se facă case din chirpici sau fațade din chirpici. Se făceau fațade din beton, impermeabilizat. Care, apropo, acel beton impermeabilizat, la multe case care încă mai au acoperișul, acel beton pe fațadă de 2-3 cm, 1930-2020, la 90 de ani încă rezistă. Noi credem vreodată că polistirenul atât de drag nouă va rezista mai mult de 10-15 ani? Nu. Noi polistirenizăm foarte mult, de fapt ne-am distrus Bucureștiul. Trebuia renunțată la această soluție ieftină și proastă și adoptat o soluție de viitor. O soluție care peste 30-50 de ani să fie viabilă. Hai să nu ne comparăm cu perioada interbelică unde la 90 de ani distanță încă multe imobile care au fost întreținute stau în picioare. Și stau în picioare cu bine. Și atunci... Cum să integrăm, ați întrebat, ecologia, trendul acesta de serializare, mici colecții, comanditari, cu partea de natură, inspirație de natură. Păi, uite, un exemplu. Poți să faci o colecție, cauți în București, inspirația Art Nouveau, e foarte puțină, Art Nouveau în București este foarte rar, și ai inspirația naturii, vrejul, și realizezi o serie mică de obiecte de inspirație Art Nouveau în București. Oricum Art Nouveau e puțin în București, dacă te inspiri din Art Nouveau, te inspirat din natură, și automat ai făcut o colecție cu o personalitate distinctă de ce o fi. E, întrebarea este, cine o susține? Designerul? Ok, și eu am făcut niște pături. Dar dacă mai cui s-o? Am investit niște bani. Sincer, nu? La ordine $1000 ce investesc și eu ca designer. Unii poate ar spune că sunt nabab. Nu sunt nabab. Îmi redirecționez, poate eu nu merg în atâtea vacanțe și am investit în partea asta. De ce? Pentru că cred că fiecare om are datoria de a îmbunătăți mediul în care trăiește. Și eu sunt deja un deceniu în București și sper că am reușit să pun în valoare niște laturi ale Bucureștiului uitate. Câtă lume știa că în București există feroneria Art Deco atât de frumoasă, sau basoreliefuri, sau cum am pus în ultima carte pe care am coordonat-o, maimuțe. Am găsit maimuțe, basoreliefuri cu maimuțe și păuni.
Știa cineva că avem niște mainuțe superbe în București? Nu. Ei, ele sunt pe coperta cărții. Realizată cu iglu. Deci, sunt lucruri pe care le putem aduce în prezent și cu un pic de suport, cu niște investitori, producători care au resursa financiară de a susține designerii, vom ajunge la ambiente. Dar pentru a aduce o colecție la ambiente, probabil investiția într-o colecție, să ajungă la un nivel internațional de serializare minimală, dar să se susțină, de la, să zicem, cât am investit eu în câteva pături, 1.000 de euro, trebuie ajuns la câteva 10.000 de euro. Și atunci ajungi la un târg, la ambiente, unde probabil te costă vreo 5-10.000 de euro să închiriezi un stand și ești prezent. Și această activitate trebuie susținută. Trebuie să mergi în primul an, în al doilea an, în al treilea an, cum ne-au zis la ambiente foarte clar. Nu este important să mergi la un târg. Trebuie să mergi 3 ani de zile consecutiv ca cineva să te remarce și să bată la ușa ta. Pentru că producătorii internaționali vor și constanță. Și atunci, încet, încet, cu investiții în design, în personalizare, în autenticitatea designului românesc, care există, și al treilea fiind orică vorbeam, tradițional românesc, putem lua Art Deco, putem lua Art Nouveau, putem lua Bozar, putem lua socialism-modernismul, ce s-a construit în anii 60 în București, și în București. Cartierul Drumul Taberei este un exemplu de modernism, până s-a îngrămădit acolo. Sau Litoralul românesc. Mamaia, sigur. Nu doar Mamaia. Venus, Saturn, Jupiter, în perioada în care au fost construite, erau un exemplu de bune practici în modernism. Cel mai autentic modernism. Dar ne întrebăm de ce. De ce erau atunci atât de frumoase? S-a făcut și o expoziție, vederi încântătoare, acum mult timp la Sala Dalef. De ce era așa de frumos litoralul românesc, construit de arhitecți români? Păi, luăm așa, în anii 60, un arhitect câți ani avea? Să zicem 50, ajunsese la maturitate. Și dacă în anii 60 construia, când a fost educat el? Când avea 20-30 de ani? În interbelic. Și în interbelic a fost boom-ul României. A fost cea mai vastă perioadă în dezvoltarea României. România Mare, care ne-a ajutat și ne-am definit, am început să ne definim nu ca popor, ca nație. Și nu trebuie să fim naționaliști, trebuie să fim onești. Românii sunt o sumă de inspirație. Tradiționalul, cu Constantinopole, cu Franța, cu Rusia, cu Austro-Ungaria, cu Ungaria, cu Austria, cu... La ora actuală suntem fascinați de Germania. De ce? Punem tâmplărie de plastic și polistiren pe toate blocurile. Asta este o dorință de progres, de inspirație germană. Pentru că acolo sunt tehnologiile. Dar ei nu mai folosesc tehnologiile astea, sunt caduce. Noi ne modernizăm cu vechituri din Germania. Și trebuie să ne reinventăm. De exemplu, ce am auzit de curând, în loc de polistiren, ca să dăm și soluția, am auzit tironit, tencuieli termoizolatoare, automat, ai alt aspect al casei, și există. Poți să apelezi la alte tehnologii. Apropo, tehnologia asta, de ce am auzit, este făcută de o firmă românească. Și atunci, de ce să nu ne reinventăm și să mergem din nou în vest? Și să fim prezenți cu o identitate asumată. Suntem un tot, un melanj de culturi și să ne asumăm că suntem diversi. Să nu mai fim minimaliști, puriști. Minimalismul și purismul, la ora actuală, sunt foarte multe amenajări de interior, clădiri postmoderniste, unele, foarte spartane. Dar de unde vine această dorință? Este un modernism al anilor 60, adus în prezent, dar dintr-o educație comunistă. Pentru că decorația era antiproletară. Că nu puteai să ai o clădire Art Deco. Nu puteai să educi arhitecții despre Art Deco în perioada comunistă. Pentru că a educa
despre Art Deco spune: burghezie, individualitate, opulență, decorație, alamă, lux, jaluzele din Viena. Împotriva... Exact, și Art Deco, timp de probabil 50 de ani, a fost un subiect tabu. Nu se va preda prea mult, nu se va insista prea mult și ne vom focusa la nivel de cultură arhitecturală către un modernism, socialism-modernism, care ce înseamnă? Totul la fel, toate blocurile la fel, totul șters și în momentul în care pui polistiren peste, fără personalitate. Frumos, cum ai spus, identitatea asumată. Cred că asta poate ar trebui să fie și un mesaj către edil, către, mă rog, cei care, cum să spun, dirigează niște fonduri mai de sus. Deci îți mulțumesc mult pentru răspunsurile tale și pentru discuția aceasta. Vă mulțumesc și eu. Și succes, succes în toată activitatea. Mulțumesc. Mulțumesc.